Hainele la mâna a doua au devenit o opțiune tot mai serioasă pentru românii care vor să economisească. Acest sector a crescut mai ales în timpul crizei sanitare, când oamenii au simțit nevoia să fie ceva mai cumpătați, arată un raport european. Potrivit unui raport european, piața second-hand a crescut mult anul trecut, când oamenii au fost ceva mai atenți cu banii lor. Piața de modă second-hand din România se dezvoltă după modelul celei clasice, astfel că apar rețele de magazine și branduri care vând haine la mâna a doua. Această piață a început să se creioneze în România acum mai bine de un deceniu, însă multă vreme a fost vorba doar de unități independente, no-name. Mai exact, antreprenori locali din segment deschideau un astfel de magazin fără a avea în minte ideea de a dezvolta o rețea sau un brand. Doamne, domnișoară, nu știu cum să vă zic, ce să facă omul, pe ce să ia? Pe ce să ia? Ori mâncare, ori haină. Deci considerați că principala cauză ar fi banii? Banii, da. Să ai un ban să poți să trăiești. Așa trăiești pe cuțit cu toate. Este rușinos să cumperi haine de la second hand? Nu, absolut deloc. De altfel, chiar și la Paris, în centrele comerciale de lux, au apărut spații speciale dedicate produselor second hand. Mai mult, pasiunea pentru tot ce înseamnă vintage în ultimii ani a transformat cumpărăturile second hand într-o adevărată vânătoare de piese vestimentare unicate. Permis să ia la mânante. De unde bari? De unde bari? Nu vedeți că ne-am băgat bari la piese? Nu vedeți că ne-am băgat bani la piese? De unde bani? Nu au, n-are lumea bani. O să moară, o să vină timpul. Dacă va mai sta ăștia la conducere, te vede cu pâinea mână pe stradă, toia și fuge că n-are ce să mână. Recunoaștem sau nu, cei mai mulți dintre noi am intrat măcar o dată într-un magazin de haine second hand. Unii ascund faptul că o parte din garderoba proprie este de fapt cumpărată de la un second hand. Alții, dimpotrivă, se mândresc cu piesele achiziționate în astfel de spații. De ce? Datorită unicității lor. Șansa ca hainele cumpărate la second hand să fie în serie este foarte mică. Pe de altă parte, sunt și haine la mâna a doua care intră în țară, dar nu sunt conforme, atrag atenția autoritățile. Toate aceste haine care nu pot fi purtate sunt un pericol pentru mediu.